O nouă tragedie petrecută de data aceasta în Spitalul Județean din Alba Iulia demonstrează încă o dată că sistemul sanitar din România este un dezastru. Nu au fost imunoglobine suficiente în stoc, așa că medicii n-au mai putut salva o femeie care, dacă ar fi primit tratamentul, ar fi trăit acum. Detalii despre acest subiect are colegul meu, Iosif Ligor. Bună seara, Iosif! Bună seara! Pacienta avea 69 de ani și suferea de imunodeficiență primară. Nu mai primise imunoglobulina din iulie, așa că familia a căutat singură soluție în Germania. A încercat să le cumpere, dar 5 flacoane, adică doza necesară pentru o singură lună de tratament, costă 1200 de euro. Din lipsa banilor, femeia nu și le-a mai permis. A ajuns în consecință la spital, dar medicii nu au avut să-i dea imunoglobulinele. Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia susține că a cerut distribuitorilor încă de acum 6 săptămâni, dar nu a primit. În această dimineață, pacienta a murit. Corpul de control al Direcției de Sănătate Publică Alba este acum la spital și a început o anchetă. Rămâne însă o problemă nerezolvată. Anul trecut, guvernul a inclus imunoglobulinele pe lista medicamentelor esențiale ale Ministerului Sănătății, dar la începutul acestui an, întreaga listă a fost eliminată. Consecința a fost inevitabilă și toate medicamentele esențiale, inclusiv imunoglobulinele, au dispărut de pe piață și în ciuda tuturor apelurilor și a strigătorilor de ajutor, guvernul actual nu a găsit nici până acum o soluție. Atât deocamdată despre acest caz. La revedere!